Victorie importantă pentru CFR Timișoara la finalul turului play-off-ului la futsal. A fost 4-2 pentru timișoreni într-un meci extrem de disputat, care constituie și o repetiție oficială înainte de turneul Final Four al Cupei României. Da, cred că noi suntem în cărți și s-a văzut că suntem o echipă pregătită pentru a juca în continuare locul 2. Ei au venit într-adevăr relaxați, au făcut un joc bun, dar se vede că nu mai sunt în competiție, se simte lucrul ăsta. Eu cred că Odorhe e o echipă mult mai bună decât s-a prezentat azi. Și noi, pe alocuri, ne-a pus probleme și la 5-4, până am încercat să găsim soluția de apărare. Am avut un pic tensiune, dar cred că dacă mai primeam un gol, intram într-o problemă mare. Dar una peste alta, cred că a meritat. Am pregătit bine jocul, chiar dacă Checo a fost accidentat, am reușit să mai joc pe alocuri și eu să-i odihnesc și am putut să avem un lot competitiv azi.